Bine v-am regăsit, sunt Daniel Coman, iar dumneavoastră sunteți alături de Euronews România la știrile dimineții. Începem jurnalul orei 9. Iată informațiile momentului. Președintele României s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Statelor Unite. Joe Biden a mulțumit țării noastre pentru colaborarea cu aliații, iar Klaus Iohannis a amintit de programul Visa Waiver. Actorul Florin Piersic a fost transferat aseară cu un avion smurt de la Cluj-Napoca la București. El era internat la Institutul Inimii din Cluj după ce a fost operat pe cord chiar în prima zi de Paște. Încep forajele la Slănic Prahova. Specialiștii de la Institutul Geologic al României vor sonda zona surpată pentru a înțelege care sunt motivele tasării. Turneul lui Xi Jinping în Europa continuă și astăzi cu vizită în Serbia și Ungaria. Liderul chinez și-a început vizita în Europa pe fondul unor tensiuni comerciale tot mai mari între Uniunea Europeană și China. Iar fosta actriță de filme pentru adulți, Stormy Daniels, a depus mărturie în procesul în care Donald Trump este acuzat de fraudă fiscală după ce a plătit, prin intermediul unui avocat, $130.000 pentru a-i cumpăra tăcerea. După declarațiile ei, avocații lui Trump au cerut anularea procesului. Klaus Iohannis s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Statelor Unite ale Americii. Joe Biden a mulțumit României pentru colaborarea cu aliații, iar șeful statului român a amintit de programul scutirii de vize, Visa Waiver, dar și despre soluții pentru sprijinirea Ucrainei. Colega mea, Arina Delcea, vine cu mai multe detalii despre această întâlnire. Bună dimineața, Arina! Care sunt concluziile întâlnirii dintre cei doi? Bine v-am găsit. Foarte important, Klaus Iohannis a stat de vorbă cu omologul său american și despre candidatura sa la șefia NATO. Ce a spus Klaus Iohannis după întâlnire a fost o discuție relativ scurtă. Dialogul va continua pe această temă. Nu poate, a punctat președintele Klaus Iohannis, să dea detalii publice despre ce a spus Joe Biden, însă, spunea Klaus Iohannis, este foarte bine că vorbim despre două candidaturi, a sa și a premierului olandez Mark Rutte, asta pentru că se deschid noi teme și nu este afectată în niciun caz unitatea Alianței Atlanticului de Nord. Acum, președintele a spus că discuțiile vor continua pe această temă, dar ar mai fi de punctat că Statele Unite ale Americii deja au anunțat la finalul lunii februarie chiar că îl susțin pe premierul olandez pentru a prelua funcția de secretar general al NATO, dar asta se întâmpla, să știți, înainte ca șeful statului român să-și anunțe intenția de a candida. Important este că s-a discutat și despre situația războiului din Ucraina. Evident, are nevoie Ucraina de noi sisteme de apărare Patriot și este posibil ca soluția să vină de la România, a spus Klaus Iohannis. S-a discutat despre asta la Casa Albă ieri. Spunea președintele, în România există un sistem de apărare antiaeriană operațional, dar mai sunt încă două în faze avansate de operaționalizare și este posibil ca unul dintre acestea să ajungă la Ucraina și iată astfel soluția să vină din partea României, dar subiectul va fi discutat de către Klaus Iohannis în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Ce ar mai fi de punctat, doamnelor și domnilor, în această seară președintele va primi un premiu din partea Consiliului Atlantic din Statele Unite ale Americii, se numește Distinguished International Leadership Award. Este un premiu prin care îi se recunoaște cariera sa politică, rolul său de lider transatlantic și european. Aș mai puncta că este primul șef de stat european care primește o astfel de distincție. Mâine, să știți, se încheie vizita președintelui Klaus Iohannis în Statele Unite. Prima întâlnire la Casa Albă între Klaus Iohannis și Joe Biden are loc cu ocazia a 20 de ani de când România a devenit membru al NATO. 20 years ago when I joined NATO for real. And every year since, our nations have grown only closer, in my view, closer and closer together. And we see it, Romania and American troops serving side by side across NATO, and including in your country. Romania is trying its best, and we have some pretty good results. I think it is decent. But nevertheless, we have to find ways to prevent Russia to win this war in Ukraine. And here we have to stay united, we have to work together. Vizita vine și în contextul în care președintele român a anunțat că intră în competiția pentru postul de secretar general al NATO. Joe Biden a lăudat cooperarea trupelor românești cu cele americane. We see our work in strengthening NATO's eastern flank. And I want to thank you, Mr. President, for your leadership, especially Black Sea, you've been incredible
stood up, and the help you provided for Ukraine is real. Liderul de la București a menționat și programul Visa Waiver, care reprezintă un obiectiv important pentru România. Of course, we will discuss things we still have to achieve, and so maybe just an example. We are working together on a visa waiver for Romania, and this goes well. Hopefully, not before long, we will have results, but. Unfortunately, the most important issue is to find a way to reinstall peace in Europe. În a doua zi a vizitei, președintele României va fi premiat de către Consiliul Atlantic din Statele Unite pentru cariera și rolul de lider transatlantic european. Premiile The Atlantic Council sunt cunoscute și ca Oscarurile Washingtonului. Klaus Iohannis este primul lider european cu această distincție. Florin Piersic a fost transferat aseară cu un avion smurt de la Cluj-Napoca la București. Actorul era internat la Institutul Inimii din Cluj după ce a fost operat pe cord chiar în prima zi de Paște. Aeronava care l-a transportat pe actor a aterizat pe aeroportul Băneasa din București. De acolo, Florin Piersic a fost preluat de o ambulanță și dus către Institutul Matei Balș din Capitală, unde își va continua tratamentul. Transferul la București a fost cerut de familia actorului. Florin Piersic a fost operat săptămâna trecută la genunchi la Spitalul Militar Cluj-Napoca, ulterior fiind transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca. Astăzi încep forajele la Slănic. Specialiștii de la Institutul Geologic al României vor sonda zona surpată pentru a înțelege ce s-a întâmplat acolo. Între timp, cei 58 de oameni evacuați încă nu știu când s-ar putea întoarce la casele lor. Colegul meu, Andre Rotaru, este chiar la Slănic. Bine te-am regăsit, Andre. Tu ai stat de vorbă cu specialiștii. Ce vor face mai exact astăzi? Ce analize vor face și ce concluzii așteptăm? Bună dimineața, Daniel, bun găsit tuturor. Specialiștii au început forajele aici încă de la primele ore ale dimineții. Vorbim despre trei foraje efectuate în zone din apropierea porțiunii care s-a surpat. Vorbim despre foraje făcute până la o adâncime de 10 metri, bineînțeles folosind echipamente speciale. Vor să afle pe de o parte specialiștii până la ce nivel ajunge apa din subteran, iar pe de altă parte vor să afle exact care este structura rocilor din subteran, despre ce tip de rocă vorbim și, bineînțeles, în urma obținerii acestor date vor putea determina specialiștii de aici, pe de o parte, cauza acestei surpări, iar pe de altă parte, dacă imobilele din jur, aceste blocuri care au fost evacuate, sunt sau nu în momentul de față în vreun pericol. În funcție de rezultatele sondărilor de astăzi, vor putea determina specialiștii totodată și dacă este nevoie ca în cursul zilei de mâine să fie făcute alte foraje și totodată până la ce adâncimi vor fi făcute forajele respective. Este important să menționăm faptul că în momentul de față întreaga zonă este sub observație și asta pentru că știm foarte bine că la finalul săptămânii trecute am văzut aici o adevărată desfășurare de forțe peste 800 de tone de refuz, de ciuri, de piatră de râu, așadar au fost turnate în această groapă formată în mijlocul orașului în încercarea de a stabiliza terenul. Spuneau specialiștii că, cel puțin din primele date, solul dă semne că s-a stabilizat, iar groapa nu s-a mai mărit de atunci, însă nu există încă un termen clar în ceea ce privește momentul în care oamenii s-ar putea întoarce așa la casele lor. Această întreagă situație ridică semne de întrebare și în ceea ce privește asigurările, atât asigurările obligatorii de locuințe, cât și pe cele facultative, și asta pentru că oameni de aici, din Slănic, localnici care au avut casele afectate de alte surpări care au avut loc în ultimele luni, spun că asiguratorii au ridicat pur și simplu din numeri, și asta pentru că asigurarea obligatorie, deși acoperă alunecările de teren, nu acoperă și fenomenul de tasare sau pagubele produse de fenomenul de tasare, iar totodată, dacă nu au încheiat o poliță facultativă care să prevadă în mod expres asigurarea pentru pagubele produse de tasare, atunci din nou sunt lăsați descoperiți.
Păi, dar nu mai poți să mai știi acolo structura cu ce, cu stânt, cu nu știu de unde îți dislocă și încotro. Locuința din imagine nu este în plin proces de demolare, deși la prima vedere așa pare. Casa se află la aproximativ 600 de metri de centrul orașului Slănic. Cu 6 luni înainte de apariția gropii din oraș, pământul a început să se lase chiar la marginea imobilului. De luni bune, casa a devenit de nelocuit. O răbușire de teren care provoacă asemenea daune e cam greu de înțeles, dar realitatea se vede. Observați și dumneavoastră, uitați și pe aici. Proprietara casei povestește că are atât asigurarea obligatorie cât și pe cea opțională, doar că asigurarea ridică din numeri și spune că nu este acoperită, nu acoperă ceea ce s-a întâmplat acolo. În cazul în care vom găsi și vom veni cu alte dovezi că ar fi acoperit, deschide dosarul din nou, deocamdată l-au închis. Deci asigurarea obligatorie, pe scurt, iese degeaba. Aștept să vedem următoarele procese verbale emise de primărie, poate că va apărea acolo un dezastru natural, scris că ei nu scriu nimic, ca să pot să deschid din nou dosarul și, bineînțeles, să mă adresez unei instanțe. Proiectul privind asigurările obligatorii a apărut în anul 2007 și a devenit lege un an mai târziu. Încă de la început, inițiativa a vizat 3 tipuri de riscuri, cutremurele, alunecările de teren și inundațiile. În ghidul publicat pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară scrie foarte clar: polița obligatorie nu acoperă daunele provocate de tasarea sau lăsarea terenului de fundație, fie sub sarcina construcției, fie din alte cauze. Există și asemănări și diferențe între tasări și alunecări de teren. Polița obligatorie acoperă doar alunecarea de teren și dacă aceasta este ca urmare a unui fenomen natural. Motivul pentru care trasările nu sunt, sau motivele pentru care trasările nu sunt cuprinse în asigurare, în contractul PAD, evident, sunt multiple. Unul dintre cele mai importante, probabil, a fost în momentul în care s-au stabilit aceste riscuri, faptul că tasarea nu poate să ajungă la nivelul unui dezastru. Această poliță acoperă și oferă o protecție în caz de dezastru natural. Reprezentanții PAID spun că nu au primit până acum explicații de la oficialii din Slănic privind clasificarea surpării care a afectat casele oamenilor și susțin că nu au dosare de daună deschise. Am stat de vorbă și cu unul dintre experții care cunosc situația din orașul prahovean. Orice instabilitate poate să genereze un dezastru. Una dintre consecințele alunecărilor de teren sunt și tasările. Ceea ce numim generic alunecări de teren sunt foarte multe fenomene. Alunecările de teren, cel puțin care afectează construcții, sunt mult mai rare decât tasările. Adică în activitatea mea, nu știu, probabil că am avut de-a face cu 20-30 de alunecări de teren, dar cred că am avut de-a face cu sute de situații în care clădirile sau construcțiile în general au suferit tasări. Nu toate polițele facultative acoperă riscul pagubelor produse de tasări. Acest lucru trebuie specificat în mod expres la încheierea unei astfel de asigurări. Israelul continuă operațiunea militară în Rafah, oraș considerat ultimul bastion al grupării Hamas. Despre discuțiile privind încetarea focului vorbim imediat în jurnal. Liderul chinez Xi Jinping a ajuns aseară în Serbia. După ce se va întâlni astăzi cu președintele sârb, Xi Jinping va ajunge și în Ungaria. Prin aceste vizite, China încearcă să găsească o cale către piața europeană și să-și consolideze influența pe continent, spun analiștii. Ei se îndoiesc însă că discuțiile se vor concentra pe războiul din Ucraina. Atât Serbia, cât și Ungaria au respins sancțiunile împotriva Rusiei și s-au opus livrărilor de arme către Kiev.
Xi Jinping se va întâlni miercuri cu președintele Serbiei, Alexander Vučić. Pentru companiile chineze care au obiective ambițioase pe piața europeană, Serbia reprezintă o importantă poartă de acces. Cum nu este membra Uniunii Europene, nu se supune normelor din cadrul blocului comunitar. Serbia, ca și Ungaria, se întâmplă să fie printre cele mai importante rute prin care mărfurile chineze ajung în Europa, a explicat redactorul șef Euronews Serbia, iar China finanțează mai multe proiecte de dezvoltare în Ungaria. We expect from this visit to hear from this visit is whether China is going to continue supporting that part of the railroad that goes from the Serbian border to Budapest, which recently was stopped temporarily, and also what other projects Serbia may get. Serbian president hinted that he might ask the Chinese his Chinese counterpart for the support of the renewal of Serbian train industry, building of trains and train wagons. După Serbia, președintele chinez va ajunge în Ungaria, țară care este membra Uniunii Europene, în timp ce liderii europeni au urmărit politici mai protecționiste pentru a limita ambițiile economice în expansiune ale Beijingului, Ungaria a creat un mediu investițional favorabil pentru China, oferind scutiri fiscale generoase și chiar subvenții. Iar în decembrie, autoritățile de la Budapesta au anunțat că un mare producător chinez de vehicule electrice își va deschide prima fabrică europeană în sudul Ungariei. Această decizie ar putea afecta piața europeană de vehicule electrice, spun unii analiști. Hungary seems to be one of the main targets and the main countries to invest into. Definitely one major reason for that is the very close political relationship between the two governments, what most of the Chinese companies see as an extra layer of insurance and safety measures, but also the Hungarian government has been very adamant about rolling out the red carpet to the Chinese. Președintele Chinei se află în primul său turneu european din ultimii 5 ani. La începutul săptămânii, liderul comunist chinez a fost în Franța, unde s-a întâlnit cu lideri europeni și cu președintele Emmanuel Macron. El a îndemnat pe Xi Jinping să își folosească toată influența asupra Rusiei pentru a opri războiul din Ucraina. Israel își continuă operațiunea militară în Rafah, oraș considerat ultimul bastion al grupării Hamas. Aici s-au refugiat însă și sute de mii de civili. În același timp, atenția este acum îndreptată spre Cairo. O delegație israeliană studiază o versiune modificată a planului de încetare a focului, pe care Hamas l-a acceptat. O brigadă israeliană a preluat controlul asupra punctului de trecere a frontierei cu Egiptul. Mii de oameni și-au adunat lucrurile și au plecat spre zone mai sigure. Este vorba de civili care în ultimele luni au trăit în tabere de refugiați. În același timp, de 24 de ore, în Gaza nu a mai intrat niciun camion cu ajutoare umanitare. ونروح على ديارنا سالمين غنمين إن شاء الله ما أظن توافق ما بهمهاش إحنا كتير يعني وأطفالنا وإشي بس بهمها شعبها وبهم نتنياهو إنه يكون هو بس التوب. Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a criticat autoritățile israeliene pentru decizia de a lansa o operațiune în Rafah. Guvernul de la Tel Aviv a fost criticat și de organizații internaționale, de Egipt sau chiar de aliați occidentali. Statul evreu susține însă că operațiunea din Rafah este esențială pentru a convinge gruparea Hamas să elibereze pe ostaticii israelieni ținuți în captivitate în fâșia Gaza. Whatever they say, there are 600,000 children in Gaza. They will be pushed to the so-called safe zones. There is no safe zones in Gaza. What's happening in Gaza, sooner or later, the International Criminal Court will have to say something. La Cairo, o delegație israeliană studiază o versiune modificată a planului de încetare a focului pe care Hamas l-a acceptat. Nu există informații oficiale despre ce prevede acordul. În presă au apărut însă mai multe informații despre un acord în faze care ar duce la eliberarea a 10 de ostatici israelieni în schimbul unui număr mult mai mare de prizonieri palestinieni arestați de Israel. Prim-ministrul israelian a mai precizat și că documentul acceptat de Hamas nu respectă solicitările Israelului.
Pe de altă parte, Hamas avertizează că dacă Israel nu va renunța la operațiunea militară lansată în orașul Rafah, nu va exista un armistițiu în fâșia Gaza. Declarația a fost făcută de un oficial de rang înalt din cadrul grupării. Rusia a pus la cale executarea președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, operațiune care a fost însă dejucată de Serviciul de Securitate al Ucrainei, care a anunțat că a reținut mai mulți colaboratori ai structurilor rusești. Doi dintre ei erau chiar ofițeri ucraineni în Departamentul de Pază de Stat, instituție responsabilă de securitatea liderului de la Kiev. Deocamdată, Moscova nu a comentat acuzațiile. Serviciul ucrainean de securitate a publicat pe canalul său de Telegram înregistrări audio în care asasinii puneau la cale operațiunea. Conform scenariului, mașina lui Zelensky urma să fie lovită de două rachete și o dronă kamikaze. Pentru serviciile prestate, fiecare asasin urma să încaseze între 50 și 80 de mii de dolari. Acum ei riscă închisoare pe viață. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ із ліквідації президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. До складу мережі, діяльність котрої ФСБ курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію до РФ. Pe lângă Zelensky, ținte ale asasinilor ruși erau șeful Serviciului Ucrainean de Securitate, dar și șeful Direcției de Spionaj a Armatei Kievului. Ти должен увидеть две машины. Одна машина, скажем так, начальника, вторая машина сопровождения. Значит, первая машина это предварительно будет какой-то бронированный джип, то есть смотри, как у нас получается такой сэндвич: ракета, птица, ракета. De la începutul invaziei armatei ruse, serviciile de securitate ucrainene au anunțat că au dejucat zeci de tentative de asasinare a președintelui Volodymyr Zelensky. Detalii picante în procesul penal al lui Donald Trump de la New York. Stormy Daniels, fostă actriță de filme pentru adulți, a depus mult așteptată mărturie împotriva fostului președinte american. În urma detaliilor oferite de ea, avocații apărării au cerut anularea procesului. Jurații au părut captivați de povestea femeii. Stormy Daniels a oferit o relatare cu detalii explicite despre întâlnirea pe care a avut-o cu fostul lider de la Casa Albă într-o cameră de hotel. Stormy Daniels testified about meeting Trump. She was there as part of a sponsorship deal with her studio. She said Trump invited her to dinner. She went to his hotel, went up to his hotel suite to meet him. And there they had a conversation that lasted about 2 hours. It's then she says that Trump had sex with her. Stormy Daniels a povestit că la hotel, fostul președinte a întâmpinat-o în pijamale de satin și a provocat-o să-l lovească cu palma peste fund, lucru pe care ea l-a acceptat. Trump appeared upset at times, angry at things that Stormy Daniels was saying. He was talking, muttering to his lawyers. Jurors were riveted. They were transfixed by her testimony. Stormy Daniels a povestit că întâlnirea cu Donald Trump a avut loc în timp ce el era căsătorit cu actuala soție, Melanie. Fostul președinte american neagă vehement relația sexuală pe care ar fi avut-o cu Daniels. În urma detaliilor oferite de femeie, avocații apărării au cerut chiar anularea procesului. Several times during her testimony, Trump's lawyers objected when they felt that she was going beyond the scope of what had been established as the ground rules. She talked about the sexual encounter in details that she was not supposed to, they argued. But Judge Mershon, in denying that mistrial request, said the defense did not try hard enough to object and prevent that testimony. La ieșirea din tribunal, fostul lider de la Washington nu a vrut să comenteze mărturia lui Daniels, însă a declarat că acest caz se destramă complet. So this was a very big day, a very revealing day. As you see, their case is totally falling apart. They have nothing on books and records, and even something that should bear very little relationship to the case. It's just
a disaster for the DA. I should be out campaigning right now. We're leading in all the polls. It's a disgrace. In the meantime, I'm stuck. Donald Trump este acuzat de fraudă fiscală după ce a plătit, prin intermediul unui avocat, $130,000 fostei actrițe de filme pentru adulți Stormy Daniels. Ea a primit banii ca să nu vorbească despre aventura avută în 2006 cu fostul lider de la Casa Albă. Acesta este primul proces penal în care este implicat un fost sau actual președinte american. Dacă va fi găsit vinovat, Donald Trump riscă 4 ani de închisoare sau amendă penală. Între timp, în Florida, procesul privind documentele clasificate, intentat lui Donald Trump, a fost amânat pe perioadă nedeterminată. Parchetul federal din Germania a făcut percheziții în câteva dintre birourile Parlamentului European. Ancheta vizează un europarlamentar al partidului de extremă dreapta, numit Alternativa pentru Germania, și a fost deschisă în urma unor suspiciuni de spionaj în favoarea Chinei. Mai exact, este vorba despre Maximilian Krach, principalul candidat al acestui partid și la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European. Oficialul a fost cercetat după ce unul dintre asistenții săi a fost arestat, sub acuzația că lucrează pentru un serviciu de informații chinez. Krach și-a demis asistentul și a negat orice acuzații de spionaj în favoarea Beijingului. Cazul a apărut a doua zi după arestarea în Germania a 3 cetățeni acuzați că spionează tot în beneficiul Chinei. Cu toții am observat că politicienii au furat startul campaniei electorale cu cel puțin o lună înainte de începerea ei oficială. Analizăm strategia lor și încercăm să înțelegem cu ce ajută și cu ce ne ajută, alături de sociologul Barbu Mateescu, imediat după o scurtă pauză. Rămâneți alături de Euronews. Am revenit în direct la Euronews România și vă propun să ne reamintim principalele subiectele momentului. Președintele României s-a întâlnit la Casa Albă cu președintele Statelor Unite. Joe Biden a mulțumit țării noastre pentru colaborarea cu aliații, iar Klaus Iohannis a amintit de programul Visa Waiver. Actorul Florin Piersic a fost transferat aseară cu un avion smurt de la Cluj-Napoca la București. El era internat la Institutul Inimii din Cluj după ce a fost operat pe cord în prima zi de Paște. Încep forajele la Slănic Prahova. Specialiștii de la Institutul Geologic al României vor sonda zona surpată pentru a înțelege care sunt motivele tasării. Turneul lui Xi Jinping în Europa continuă și astăzi cu vizite în Serbia și Ungaria. Liderul chinez și-a început vizita în Europa pe fondul unor tensiuni comerciale tot mai mari între Uniunea Europeană și China. Am observat cu toții că politicienii au furat startul campaniei electorale pentru alegerile locale și europarlamentare, cu cel puțin o lună înainte de începerea ei oficială. În capitală și în teritoriu au fost instalate panouri publicitare și au fost organizate evenimente cu iz electoral. Cel mai recent exemplu este chiar cel al premierului Marcel Ciolacu, aflat în aceste zile într-un tur de forță în Buzău, orașul său natal. Nici partenerul de coaliție, Nicolae Ciucă, nu a pierdut timpul. Zeci de panouri publicitare instalate de-a lungul autostrăzilor. Iar Nicolae Ciucă a lansat un videoclip în care vorbește deja explicit despre funcția prezidențială. Pentru alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie, campania electorală va începe pe 10 mai și se va încheia pe 7 iunie. Însă majoritatea partidelor au început să-și promoveze candidații cu mult timp înainte.
suntem în precampanie și dați-mi voie să spun așa metaforic și de fapt și legal, în precampanie se poate face mult mai mult decât se poate face în campanie. Adică ai dreptul la panotaj pe legea publicității, lucru care nu poți să faci în campania. Orice partid poate folosi comunicare tradițională până în ultima lună. Ultima lună înainte de alegeri este așa zisa campanie oficială. Atunci, în campania oficială, legea are niște reguli foarte stricte. Atenție, și de asta este foarte important, banii cheltuiți în acea lună de campanie se decontează. Sunt activitățile specifice pre-campanie, pentru că, din nefericire, noi avem o lege a campaniei electorale aberante. Practic, în campania electorală nu îți poți face campanie cu mai nimic. Așa se procedează de către toate partidele și trebuie să ținem și noi acest ritm pentru a nu fi depășiți în campania preelectorală. În campania electorală, candidații și partidele care i-au propus vor fi nevoiți să respecte reguli stricte. Dimensiunea maximă admisă a banerelor va fi aproximativ cât o coală a trei și vor putea fi amplasate doar în locuri speciale de afișaj electoral stabilite de primărie. Mai mult, va fi interzisă folosirea pe afișe a unei succesiuni de culori care să reproducă drapelul României. Sigur că toți experții în comunicare politică înțeleg foarte bine că de foarte multe ori în precampanie, de fapt, dacă reușești să ocupi o anumită agendă tematică, dacă reușești să fii mai puternic, mai puternică comunicațional ca și oponenții, în momentul respectiv ai un avantaj care nu va dispărea ulterior în timpul campaniei electorale, cu atât mai mult cu cât în timpul campaniei electorale va exista o competiție mult mai mare pentru atenția populației și mare parte din populație instinctiv se va decupla paradoxal. Deși propaganda stradală și de radiodifuziune vor fi clar reglementate în timpul campaniei, rămâne un canal pe care politicienii îl pot folosi neîngrădiți, social media. O metodă de campanie pe care toți candidații la primăria capitalei o folosesc deja, unii mai mult decât alții. Despre această campanie electorală, care a început de facto de foarte mult timp, dar pe care o marcăm oficial abia poimâine, discutăm acum cu sociologul Barbu Mateescu. Bună dimineața! Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră aici la Euronews. Bună dimineața! Îi ascultam chiar puțin mai înainte pe reprezentanții partidelor cum justificau această strategie, spunând că înainte de începerea oficială a campaniei nu există reguli. Deși sunt oamenii care ar trebui să ne încurajeze să respectăm regulile doar prin faptul că ne cer să-i votăm. Ce efecte are de fapt această strategie a tuturor partidelor și a tuturor candidaților de a nu respecta nicio regulă cu mult timp înainte de începerea startului campaniei? Aș pune un pic diferit problema. Cred că vorbim despre niște reguli nu chiar fericit alcătuite. Într-adevăr, după cum au punctat foarte mulți politicieni de la partide diferite, perioada de campanie electorală, adică luna dinaintea alegerilor, este momentul când se poate face cel mai puțin și legislația este deci un pic bizară. Pe de altă parte, să înțelegem că imaginea unui politician, imaginea unui partid, astea sunt lucruri care se construiesc în ani de zile. Și sunt limite, apropo, de câte poți să faci cu o campanie de succes, adică ceva ce este livrat publicului în ultimele săptămâni înainte de ziua votului. Aș vrea să vedem lucrurile și din perspectiva noastră, a publicului, a votanților. Ce ar trebui să înțelegem noi din tot ceea ce se întâmplă? Pentru că suntem invadați de aceste mesaje deja de mai bine de o lună. La ce ne putem aștepta de acum încolo? O activitate foarte intensă a politicienilor în social media și, de asemenea, o concentrare pe fondul comunicării. De vreme ce, în ceea ce privește expunerea vizuală sau stradală, da, în cea mai mare parte a României se va instaura liniștea preț de o lună. Și postele pe care le vedem acum de-a lungul și de-a ratul țării nu o să mai fie prezente. Deci va fi o competiție între politicieni pentru a spune lucruri care să fie preluate de către presă, să facă vâlvă pe social media. Și mai puțin pe această componentă de, să spunem așa,
familiarizare vizuală și cu aceste componente grafice ale identității campaniei. E o observație foarte bună și vorbeați și despre regulile prost construite și putem observa cu toții că pe TikTok, pe rețelele de socializare, pe tot internetul de altfel sau pe televizor, bannere sunt peste tot, am văzut candidați sau foști candidați care se plimbă prin oraș, fie cu metroul, fie pe șantiere pentru a demonstra că sunt aproape de oameni. Ce se schimbă, de fapt, sau ce ar trebui să fie schimbat? Cum ar trebui să arate lucrurile astea? Pentru că, practic, din perspectiva alegătorului, nu există o demarcație clară. Trebuie discutat și trebuie înțeleasă perspectiva oamenilor care au propus cadrul legislativ actual, care este un pic bizar. Un lucru însă care cred că va lovi foarte multe partide și foarte mulți politicieni în acest an este că, spre deosebire de, să zicem, acum 5 ani, când de asemenea au fost alegeri pentru Parlamentul European, peisajul online din România s-a diversificat foarte mult. Avem în această țară influenceri, poate oameni care nu spun influenceri, dar care au publicuri, au o audiență foarte mare și acești oameni au reușit să capteze atenția publicului. Deci este mult mai greu pentru un politician sau un partid să facă vâlvă în mediul online decât acum 5 ani sau acum 10 ani, pentru că piața s-a diversificat foarte mult, există foarte multă distracție, foarte multă informație și pentru mesajele politice este ceva mai greu să ajungă la public. Și atunci, aceste mesaje care totuși reușesc să ajungă la public, mai influențează pe cineva sau avem cu toții convingeri foarte bine structurate și nu le schimbăm în timpul campaniei? Acum, discuția se divide, pentru că atunci când vine vorba despre alegerile locale, sunt diferențe de la localitate la localitate. În ceea ce privește alegerile pentru Parlamentul European, există o porțiune semnificativă din populația cu drept de vot, ea fluctuează, de aceea nu dau valori. E vorba de o minoritate, dar o minoritate semnificativă, care spun că sunt siguri că vor să vină la vot la aceste alegeri. Probabil o vor face pentru că sunt alegeri locale simultan și ei doresc să aibă un cuvânt de spus apropo de identitatea primarului sau consiliului local. Deci vor veni la alegerile pentru Parlamentul European, dar nu sunt siguri cu cine să voteze. Deci există încă capacitate, să spunem așa, unor mesaje bine gândite să provoace surprize pe data de 9 iunie. Dacă în cazul alegerilor locale și europarlamentare vedem că a început campania de foarte mult timp, înainte să înceapă ea de facto, peste 2 zile, vedem că sunt politicieni care au început campania deși nu candidează la aceste alegeri, deci deja vorbim de o perioadă mult mai lungă și vă propun să vedem o parte dintr-un clip lansat de Nicolae Ciucă, pe care l-am văzut și în bannere pe marginea autostrăzilor, domnule Mateescu, dar un clip în care Nicolae Ciucă vorbește chiar despre funcția de președinte și vedem după aceea ce face și Marcel Ciolacu. România l-alege pe cineva pentru funcția de președinte dacă îndeplinește cel puțin următoarele criterii. Își iubește țara, a fost în slujba oamenilor și nu uită care este misiunea lui în acea funcție. Vorbește Nicolae Ciucă, iată, despre ce face un bun președinte, în timp ce, domnule Mateescu, îl vedem pe Marcel Ciolacu, celălalt partener de coaliție, într-un turneu în Buzău. Aseară a bifat Sportul, a fost în tribunele unui meci de fotbal. Astăzi punctează Sănătatea, Tineretul și vedem și divertismentul, așa cum spuneați și dumneavoastră, pentru că din banii Partidului Social Democrat se va organiza la Buzău un eveniment, un concert cu intrare liberă. Ce ar trebui să înțelegem? Niciunul dintre ei nu candidează la locale. Unde vor candida? Cel puțin în cazul domnului Ciucă este destul de clar că vorbim despre prezidențiale. La Marcel Ciolacu încă există niște semne de întrebare. În cazul președintelui PNL, el are nevoie să fure startul.
nu este într-o situație în ceea ce privește intenția de vot în primul tur care să fie satisfăcătoare. Și deci trebuie să fie foarte activ, foarte prezent. Când vine vorba despre domnul Ciolacu, sunt mai multe chei în care poate fi citită activitatea sa din ultimele zile, inclusiv o solidificare, ca să spun așa, a imaginii PSD, care este la guvernare și care are nevoie de rezultate bune în acest an pentru a compensa erodarea naturală oricărei guvernări. Dar ca să spunem lucrurilor pe nume, vorbim aici, în aceste două cazuri, de campanie electorală înaintea campaniei electorale? Da, cu nuanța că, desigur, atunci când ești președinte sau om care dorește să candideze la prezidențiale, campania începe foarte devreme. În lumea consultanței politice se glumește că candidatura lui Klaus Iohannis din 2014 a început în anul 2007, atunci când Sibiu a fost capitală culturală europeană. Atunci s-a auzit pentru prima dată despre Iohannis și s-a auzit într-un context foarte pozitiv. Deci, faptul că există niște acțiuni ceva mai explicite, nu trebuie să ascundă faptul că președinții partidelor sunt în campanie prezidențială nedeclarată cam de când au devenit președinți de partid. Atunci aș vrea să dezvăluim, dacă se poate, pentru că deocamdată în mod oficial nu avem niciun candidat la prezidențiale, deși alegerile sunt anul acesta. Care ar putea fi lista scurtă a celor care vor această funcție? Răspunsul nu poate fi dat pentru că nici măcar partidele nu știu. Fiecare partid se uită la rezultatele de pe 9 iunie cu oarecare teamă și ezitare. Fiind probabil să vorbim și despre congrese extraordinare sau decizii destul de bruște, pentru că până și data alegerilor prezidențiale este neclară. Deci toată lumea își ține cățile de joc aproape de piept și încearcă să nu dezvăluie ce planuri va avea apropo de alegerile semnificative din toamnă. Vă mulțumim foarte mult, domnule Mateescu, pentru intervenția aici la Euronews și pentru toate aceste explicații și vă mai așteptăm, bineînțeles, și cu alte analize. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție și, bineînțeles, rămâneți alături de Euronews pentru că, de la ora 10 fix, vă așteptăm cu noi informații și imagini. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc. Aveți grijă de voi și de cei dragi.